Salutare lume, am revenit cu un unboxing, ne-am făcut la unboxing-uri în ultima perioadă, deci dacă n-am fost în Oser să știți zice, că nu se poate cu tăche. Deci ăsta e un unboxing din ciclu, bă nu le împachetați așa, bată-le soarele. Deci efectiv nu le împachetați așa. Nu știu cât de bine să iasă, nu pui nimic pe lângă mă, uite. O hârtie igienică, ceva, e scump, e scumpă și aia, no. Bine că a ajuns ok, ăsta de la curier a susătura de mine, băiatul de la fan, mi-am luat consola asta, prețul a fost cam, care îl găsesc pe piață, m-a cam luat că avea jocurile, da, ca de obicei, iară, nu știu cu câte rămân. Ăsta deja clar cade. Coperta în germană. Ăsta, sper că vedeți. Ăsta îi... Da, naiba știe în ce limbă e. Tot în germană. Și chiar păreau jocuri interesante. Din nou. Poate am noroc și unul rămâne pentru mine. Deși nu cred, dar nu jocuri urâte. Nici nu m-am mai uitat la discuri, dar păi în general astea sunt ok. Am un... Trei șters. Nu prea am văzut jocuri de astea să fie zgâriate. Așa. Deci, efectiv, cred că nu am noroc cu jocurile astea. Nur for Xbox One. Deci, e clar. Și n-am văzut. De ăștia nu cumpăram. Da. Quantum Break. Bă, deci efectiv niciun joc în... Efectiv, asta e bătaie de joc la adresa mea. Și să nu vă împachetați așa cu letele când trimiteți. Clar. Nu știu, văd eu ce fac dacă le păstrez. No, tati în germană. Scheiße. Poate trebuia să mă cenzurez. Ah, bun, astea au fost cam jocurile. Mai vine cu un controller. Care arată destul de ok. Sper că e și funcțional. Dar e destul de... Șmecher ediția asta, bine trecurățat. Un pic cam ormur, dar or dubdit. Da, să-l vedeți mai de aproape. Nu, ceva ediție limitată, presupun că... Da, e controller original. Așa. Cablurile. Asta nu prea vă interesează. Și consola. Trebuie să fac o rocadă aici. Opa, iar am mișcat camera. Sticărită, prăfosă, dar arată bine ediția asta. Nu știu aici ce-o pățât. Deși la cum a fost pus în pachet, mă mir că nu s-o spart tătătătă. Da, îi fac și proba acum pe acest video. Să vedeți și voi.
Na bun, ia să-i facem și proba. Vă spun sincer, de consola asta am și uitat, am pus comandă și era nu știu după cât timp mi-a trimis-o. Să-l pornim de la butonel. Da, se pare că nu-i configurat. De fapt, nu-i... Bă, ce n-am făcut bine? Am avut mici probleme cu bateriile. Pare că nu l-au formatat. Urmează să-i fac un format, să îi dau jos stickerele, le-a urât e pe el. Ce avem noi aici? Ceva joc. Ia să vedem de cât e hardul, că nu mai țin minte. Deci e de 500, că m-am uitat înainte să văd, dar pare ok. Ăsta, așa trebuie să fie, cu capul în jos. De ce l-o băga cu capul în jos? Bă, toți cretinii. Efectiv, toți cretinii. Cum să bagi jocul? Poate s-o gândi că nu-i mare. Nu. No. Ce oameni, dar pe asta e partea enervantă la jocurile astea, că trebuie să stai până se instalează, până... Și durează. Și poate nici nu-i mare discul. Și ți-l înjur. Apare că le așa încetuț. Asta nu-mi place la jocurile astea mai noi, că durează tare mult până se instalează. M-a luat ok. Pare ok consola. Ui, răcește bine. Ui, ce bine răcește, că am impresia că o fost și curățată în interior, dar nu mai țin minte. Na, ideal era să fie cu hard disk mai mare. Dar presupun că ăla s-ar putea schimba. Și... Na, cam asta a fost tot. Pare ok. Din punctul meu de vedere, cel puțin până acum. O să văd când o să încep să mă joc pe el. Dau jos purcăciunile astea de sticăre. Și cam asta a fost testul. Mersi de vizionare și să ne mai vedem și cu poate alte unboxing-uri, ceva videouri de prin piața de vechituri, dar după atâtea unboxing-uri mi s-o cam tăia bugetul, poate o să fie mai rare. Mersi de vizionare și o zi faină să aveți, salut!